Salutare tuturor! Bine ați venit la acest video în care o să fac un unboxing la acest Xiaomi Mi 10T Pro. Primul lucru ce vă dați seama e că are camera de 108 megapixel, mă rog, camera principală. 8 GB RAM și 128 GB ROM. Hai să vedem ce se află în această cutie sigilată. Frumos. Dubios praful, dar frumos. Să vedem ce mai design by Xiaomi. Vedem ce avem aici. Pentru început, dispozitivul sau puișorul pentru scos cartela SIM. Adaptor de la USB tip C la muffle jack. Aia e. S-a întâmplat și asta. Manualul utilizatorului, garanția și o husă care mă aștept să se facă galbenă în viitor. O să am deoparte. Telefonul în sine. Care să o să am deoparte. Aici încărcătorul, o să vedem ce putere are. Adaptor, așa, 33W. Da, bunicel. Cum se simte acest cablu cu mănușile. Altceva în cutie mai e? Nu mai e. Mișto, nu avem căști. Nu-i așa? Da. Nu avem căști. No, aia. Ce frumos și slick se simte în mână. Camera principală. Asta e de design. Blitzul și celelalte două camere. 5G. Buton de pornit, oprit, blocare cu senzor de amprentă pe el. Folie peste ecran. Bun. Butoanele de volum. Aici un LED indicator, difuzorul, microfon, SIM și mufa de cablu. Să pornim. Ne conectăm la o rețea. Facem toate setările de început. Păi, le-am setat, așteptăm să se facă, să încarce aplicațiile și revin după aceea. Păi, telefonul s-a configurat. Am ales stilul clasic sertar, cum îi zic ei. Meniul e grupat. E bine că se duce înapoi la standard. Muzică are propria lui aplicația de muzică. Perfect. Îmi place ce repede se mișcă. Locație nu-i nevoie. E mai multe. O grămadă de setări. Așa, astea să fie setările. Bun.
Ce funcții speciale avem? Ah. Da, tipicul Android. Da, se mișcă extraordinar de bine datorită refresh rate-ului de 144 Hz. Ia mai fac o dată actualizare, aplicații, nu... afișaj, frecvență de reîmprospătare. Bineînțeles că rămân 144. Să vedem camera. Facem ca o setare. Destul de bine. Hai să vedem ce setări avem noi aici la cameră. Blitz dezactivat acum, High Dynamic Range automat, inteligență artificială. Da, nu folosim de astea. Se vede așa din cauza la flicker de la lumină. Da, destul de interesant. O să-mi fac o filmare la cum recondiționez un telefon Nokia folosind acest telefon. Folosind această cameră principală. Vedem ce știe să facă. O glindă, frumos. Da, asta a fost unboxing-ul de la acest telefon. Lăsați-mi în comentarii, spuneți în ce părere aveți de acest telefon, dacă l-aveți deja. Sunteți mulțumit de el? Eu cred că o să fiu, sper. E o glindă frumos. Da. Hai, mulțumesc pentru vizionare. Lăsați un like dacă v-a plăcut, dislike dacă nu v-a plăcut. Abonați-vă dacă vă place conținutul meu, mai ales cele de recondiționări. Și ne vedem data viitoare. Vă urez o zi minunată, la fel ca voi. Pa, pa!